Ne întoarcem la epoca de piatră, o spun locuitorii satului Toneștii Noi din raionul Glodeni. Zeci de oameni s-au adunat astăzi în centrul satului nemulțumiți de decizia autorităților de a le închide oficiul poștal din localitate. Potrivit acestora, sunt nevoiți să meargă pe jos 8 km dus întors până în satul vecin pentru a-și primi pensia și a-și achita facturile. Mai sunt cu dizabilități, nu pot să-i mișc. Zinovia Zubețchi are 70 de ani. Femeia nu vede de fel și abia se mișcă cu ajutorul unei cârje. Pentru ea, deplasarea până la poșta din satul vecin ar fi practic imposibilă. Foarte mult. Dorim ca să redeschidă poșta înapoi la noi în Toneștii. Foarte complicat. În primul rând, și cu cioarele, și cu vederea, și cu tot. Foarte complicat. Transport n-avea. Pe jos. Și când e vremea rea, noi nu ne putem duce. Oamenii sunt foarte revoltați și spun că sunt nevoiți să piardă zile întregi ca să ajungă în satul vecin pentru a primi pensia. Mai ales că de multe ori se întâmplă să nu fie bani în poștă și să facă cale întoarsă. Eu vorbesc din partea al tătă lumea. Vrem foarte, foarte, foarte mult să lucrez. Sunt mulți bătrâni, sunt și tineret care nu se pot duce la Balatena. Ca să te duci la Balatena trebuie să pierzi o zi. 100% și aici. Și în club, și dincolo, și unde ori vrea să înțelegă. Vedea că eu azi am fost și am primit pensia. Și mă uitam acolo, știu, 7-8 băbuță, scaun nu-i nică, da. De dus și devenit pentru un ceas de vreme, trebuie să duci să vii. E complicat și pe acolo trebuie să 2-3 ceasuri, că eu strâns pitesc grămadă. Primarul comunei spune că nici nu a fost avertizat despre închiderea oficiului, mai ales că are un contract de comodat cu întreprinderea de stat. Astăzi aceștia au scris o petiție pe care urmează să o trimite către Poșta Moldovei. Noi am fost telefonat de către cetățeni că s-a conștiț care dacă sunt la curent. Bineînțeles că nu eram informat, atunci am încercat să caut modalitățile, să văd care este totuși decizia administrației de asta activitatea. Unde am înțeles că, efectiv, practic n-am înțeles care tot până la urmă care este problema și decizia finală, dar sperăm că în urma petiției care a fost adresată către Poșta Moldovei și urmează să înaintăm și noi, administrația locală, un demers pentru a ne da o explicație. Responsabilii din cadrul întreprinderii de stat Poșta Moldovei de la Bălți au declarat că sistarea activității oficiului poștal din satul Tomeștii Noi este în legătură cu reorganizarea statelor noi de personal. Aceștia au mai declarat că a fost delegat și un poștaș care va duce pensia oamenilor. Însă, pentru a-și achita facturile, aceștia vor fi nevoiți să se deplaseze în satul vecin. TV Nord a solicitat un comentariu de la întreprinderea de stat Poșta Moldovei. Până la momentul publicării materialului, aceștia nu au venit cu o reacție. În satul Tomeștii Noi locuiesc 760 de oameni, dintre care aproximativ jumătate sunt pensionari.